O mașină ars ca o torță pe un drum din Mehedinți. Vehiculul a luat foc în mers, iar pasagerii din mașină au reușit să se autoevacueze. Totii au fost și care au apelat Serviciul Unic de Urgență 112. Circulația a fost oprită joi seara pe drumul național 67 între localitățile Colibaș și Cocorova. Măsura a fost luată pentru a permite intervenția pompierilor chemați de urgență pentru a stinge un incendiu izbucnit la o mașină. Vehiculul în care se afla un bărbat și soția sa a luat foc în mers. Bărbatul a sesizat fumul și a tras pe dreapta. Până la sosirea pompierilor, el a încercat să mai salveze din bunurile aflate în mașină. În doar câteva minute, autoturismul a ars complet, inclusiv actele mașinii. Cam dată nu se știe exact de la ce a pornit focul, dar cel mai probabil este vorba despre un scurt circuit declanșat pe fundul temperaturilor extrem de ridicate de la instalația de climatizare.